Salut și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi revin cu partea a doua la experimentul pe care l-am făcut cu David atunci când v-am arătat cât zahăr se află în sucuri. De data asta vom face cu dulciuri. Voi mi-ați spus în comentarii, Bogdan, este o idee mișto să o faci cu Danu, dar de data asta să faci cu dulciuri. Și fii atent cum vreau să facem. Vreau să alegi și tu și eu dulciuri pe care le mănânci tu sau le-ai mâncat cel mai des. Pe bun, care le frecventezi tu așa. Pui în coș ce vrei tu, eu pun în coș ce vreau. Destul de simplu pentru mine. După aia venim acasă și ne uităm să vedem cât zahăr conțin. Asta nu este un clip de hate, nici ăla n-a fost un clip de hate pentru anumite branduri sau așa, n-are nicio legătură, doar este pur și simplu un experiment și atât. Până la urmă fiecare mănâncă și bea ce vrea. Este o alegere pentru fiecare. Noi vrem să facem doar un simplu experiment, așa că mergem la magazin să vedem ce dulciuri alegem de fiecare, după venim acasă. Stai, așa că m-a întrerupt cineva. Hai bine, hai să mergem la magazin. Băi, am revenit de la magazin, am luat dulciuri cu Danu, am ales aici, avem destul de multe, dar o să le vedeți acum pe parcurs. Avem paharele aici și mai mari și mai mici, o să iau unul din ăsta mic. Iar înainte de asta vreau să vă specific pentru că am cântărit cu Danu și paharele. Iar paharul ăsta, de exemplu, cântărește 2 grame. Vedeți că aici pe cântar e 0. E pe 0. Și dacă punem paharul frumos, vedeți că are 2 grame. Iar dacă apăsăm... Și am dat o dată aici și a plecat cu minus 2 grame. Kinder Bueno se vede, da? Le dai tu un cadru așa frumos. Fii atent, tu în spate acolo, Danule, o să calculezi cât are pe greutatea fiecărui produs. Asta are un gramaj, dacă e una mai mică, clar o să aibă mai puțin zahăr. Da. Noi vorbim cu ce avem noi aici, produsele pe care le avem noi aici de față. Și avem rezultat 17,8. 17,8. Da. Ia să vedem cât vine 17,8. Doar că nu prea putem spune cu virgula asta, ca să știi. Da. Că nouă ne arată aici direct 17, 18, 19, 20, da, da, da. N-arată 20. Nu, da. Și cât avea 17,8? Da. Cum punem? 17 sau punem 18? 18, că e aproape cu câteva... 0,2 grame. Aia zic. Să vezi că punem cum trebuie, adică facem ce trebuie. Da. Se vede, da? Da. Dacă ai mâncat un Kinder din ăsta, un Kinder Bueno din ăsta întreg pe zi, cam atâta zahăr ai mâncat. Părea cam o lingură, să zic eu aici. Da. Mâncam Kinder din ăsta, spărgeam, îmi plăceau rău tare de tot. Place rău ăla. Da? Hai să vedem. Deci dacă mănânci unul din ăsta, câte grame de zahăr are? 10,2 grame, 10 grame. 10 grame, da, alea două nu le mai luăm, că e cam nimic. Bă, pune fratele, tot facem pe bunic, că n-avem de ce să furăm, chiar suntem și noi curioși să vedem să fii corect, și ce zic? Da. Bă, eu zic că... E o leacă. Bine, trebuie să ții cont și de dimensiunile produsului, să zic așa. Bine, știi că l-am luat în două guri. Ca să te saturi cu ouăle astea, să te saturi pofta cum ar veni, trebuie să mănânci. Da, mă, dar tu mănânci din astea de foame sau mănânci așa de ce te-am mâncat? Pofta, am zis. Pe de poftă mănânci unul tău, mai nu mănânci foame tu. Dar de o gură ești nebun? Da, așa de poftă mănânci o ciocolată întreagă. Mamă, ce mai mâncam? Snickers, eram disperat, mâncam partea voastră. Mâncam pe bunii, mâncam când eram cu dulciuri înainte și n-aveam problema cu stomacul, le disperam. 38 de grame. 38. Uite aici. 38, se vede? Da. Două din astea, multe astea, ușor. Multe, ușor, nu? Deci cont se vânde, cred că toată lumea mănâncă. Bine, uite, sunt sigur că e diferență între asta și ăla cu șampanii. Eu zic că diferă. Probabil, da. Uite, nu ne-a dat până cap să luăm și unul din ăla cu șampanii, ca să facem puțin comparații. 13,6. Gata? Gata. Uite aici. 14. Ia zi-mă, doamne, cum ți se pare ție pentru un corn din ăsta? Bă, e ok. Pare ok, nu? Okay, da. La fel, cum a zis și Danu, dacă mănânci unul pe zi și așa, cred că e ok la majoritatea așa. Dacă te-a pus să mănânci și eu nu mâncam doar unul pe zi, vă zic sincer, cel puțin două. Dar asta, mâncai un corn dimineață, la prânz mai băgai un Snickers, aia zic, după aia, aia seara zic. O ciocolată și așa se adunau. Nu mai zic, bidonul de suc la calculator, jucam Counter, jucam Red Alert, Quick 2, ce era pe vremea mea cum ar veni, că am și o fire albine, nu mai zic, dar nu știi despre jocurile astea. Mergem puțin pe Mars să vedem. Bă, nu prea am fost fan Mars, așa, la, în copilăria mea. 44 de grame. Mai mult ca Snickers. Da. Așa arată 44 de grame de zahăr. O grămadă. Vin cu Bounty, care sunt fan și eu și Andreea. 28 de grame per baton. 28, se vede, da? Da. La fel ca celelalte, nu? Depinde cât îi mănânci pe zi. Da, cam la toate se aplică, dar e... Mergem în continuare cu batoane din astea Twix. N-am fost niciodată fan Twix. Cred că am mâncat la viața mea două, în toată viața mea. 36 de grame pe ambalajul ăsta aici. 36 de grame. Ba, m-am întors frumos spre voi, 36, să vedeți și voi. Orticel, ce să mai dăm acum? Chiar așa? E, frate. E ceva. Iau. Ăsta 36, la 38, la 44. Cam aici văd, între 30 și 40 de grame, așa știi, cu batoanele astea. Venim și cu Lion. Lion. Ia zi, erai fan? Nu. No. Avem aici 22 de grame. 20. Ba, se vede, da? Păi, față de ce am mai avut așa, mai puțin. Da, vezi că e mai mic. Da, e și mai, uite-te.
E mai mic decât alte. A, ăsta de Nescuit? Da, chiar scurul ăsta. Ce erai cu ăstea, cred? Cam câte trei odată. Bă, da? Bun, adevărat. Ia să vedem. Plecam la magazin și erau gen trei din astea, erau așa, la unghia mică cum ar veni. Erau cum ar veni o gură de apă, la, cum ar veni, da, așa. O mesea. Ce scădem, mă, frate, la o mesea cât băgai tu trei din astea? Bă, nu vă gândiți că Danul îi calculează acum în 3 secunde. Avem o foaie, le-am calculat înainte pe toate, ca să nu stăm pe video, da, să ne apucim capul ăla, le-am calculat înainte, le-am scris pe foaie. Eu numai cât îi spun ce produsesc, el se uită ce am calculat noi și zice gramajul drept. Că așa 5. Am fi stat... Avem 6 grame aici la baton. Ah, am crezut, nu știu, cunoaște 6 grame. E parfum, deci eram bine, stăteam bine. Vezi, 2, eu zic că e bine. Ia. O leacă pe fundul paharului acolo, nici n-a... Goada, 6. Nici n-a stup tot paharul, gen. Nici nu s-a făcut tot fundul ăla de zahăr, ești nebun, uite. Se întorc să vezi, uite. Da, vedeți? Rămâne așa gol pe fund, vezi? Da, mă. A, păi dacă mă mănânc 10, 15, 16 din astea odată. Iau ciocolata asta de la Milka pentru că Dan mănâncă 5 odată, ca să știți. Și mai nu, mâncare... nu, zile așa, ce? Zile așa, fii atent, zile așa. Înainte să am probleme cu stomacul, eu așa mâncam 5 odată. Nu mâncam 5, jur, dacă înainte de stomac nu mâncam atâtea. Bă, nu mai aveam poftă așa când mâncam câte una înainte. Bă, ce mănâncă căcat, fraierul. Bă, acum, bă, uite cu alea ce am făcut aici, bă, dar știi că nu mă joc. Mâncam atâtea și eu am făcut. Băgai două lejer. Băgai două, bă, băgai două, a fost așa o figură de stil, dar băga fraierul două, una după alta, nu exista discuții. Dar ia stai, mă, fraier, tu nu mănânci. Da, eu mănânc, uite, eu îți dau un exemplu, eu cu dulciul, eu nu sunt mort, dacă poți să ești martor aici, eu nu-mi iau dulciuri așa abuziv. Nu, dacă ți-ai luat... Când mi-am luat, uite, de exemplu, o Milka din asta aerată, da, după aia o mănânc, gen, dacă am desfăcut-o, acum jumătate de oră alternată. Jumătate de oră? De ce nu zici discuții corect? Dar două minute pe ceas, da, când am timp să mă duc până la baie. Ce mănâncă castane, frerul, mă jur. Bre, pleacă, aia... nu ține la tine aerat atâta, deci nu ține, da, niciodată. Da, frer. Vă zic și poate să faci așa, trage așa, o decojești ca la banan și așa faci. Se moare tot. A, lasă, zic cât faci asta. Mamă, nu terminăm niciodată noi. Ce-a băgat fraierul în... Dar tu n-ai băgat în ele, au avut 5 odată. 49 de grame avem, ia să vedem. 49? Vezi că e multe șor. Cam nu, nu, și știi cum fac eu? Fii atent, acum mi-am dat seama de ce mă cul la 4 dimineața. Că eu știi când o mănânc? La 3. Mă pun în pat, mâncați aș gura ta. La 11, 12, 1, când mă pun în pat, trag o ciocolată de asta lângă mine și stau cu ea acolo. La film, la serial, la ce mă uit eu acolo. Dar cum să mă mai culc eu la... ca om, cum să culc un om normal? Și gândește-te că tu mai mănânci beau... pasta când te culci, adică ei, la finalul, da, zilei, ca să zic așa, să dar timpul zilei ai mai băgat în tine, da, dulci cum ar veni. Dacă tot suntem la ciocolată, mergem pe Kinder, că mereu mi-a plăcut și când venea Moș Nicolae sau așa, Moș Crăciun, dacă n-aveam și un Kinder acolo, eram cel mai supărat. De obicei mâncam din aia, da, era de până aici mâncam, de un metru. 53,3, adică. 53, uite aici, cam asta. Mergem tot la Kinder, dar toți suntem aici așa în vorbit de ele. Chiar sunt curios că au devenit preferatele mele în ultimul timp. 55. O, oh, mă așteptam mult mai mult. Mă așteptam mult rău. 55, dar tot e... Mă așteptam mai mult, nu eu. 55. Cam asta e treaba. Da, mai luăm un pahar și să vedem, să vedem. Hai să mergem pe KitKat-ul ăsta. 19 grame are. 19 grame. Eu zic ok. Și eu zic la fel, e decent. Chipsurile? Știu că am găsit acolo ceva zahăr. Și da, sunt sigur că diferă dacă ai chipsuri cu sare, dacă ai cu brânză, cu asta. Cred că probabil, da, se difere zahărul între, da, ele. Noi vorbim, repet, la ce avem noi în față aici, da? Aici ai 4 grame de zahăr, ceea ce este... 4 grame la toată punga? Da, da, da. Mamă, vezi că e forță. Și vezi că punga e mai mare de 100 de grame, 140, cred. Am pus 5 grame aici. Deja... Păi și ce dau jos, nu mai rămâne nimic. 4 grame în cap. Adică uite, uite. Da, dar vezi, pe partea asta așa n-are zahăr, pare că e ok, dar are probabil alte lucruri care nu... Da, mă, da, sunt sigur, bă, dacă stai tu așa, ce mai e sănătos în anul în care suntem noi acum? Adică, în afară de ce-ți faci tu aici în grădină și ce spui tu cu mâna ta și așa mai departe. Da. Restul așa vorbim. Nimic. La... Viva, preferatele mele, să-mi spuneți în comentarii și să-mi spui și tu dacă făceai asta. Fii atent, după ce am descoperit astea, am mâncat așa un timp și după lapte mâncați, da, și gura ta. Întreci orice cereale, dacă n-ați încercat asta și n-ați mâncat niciodată, luați lapte, încălziți-l frumos și puneți din astea. Lăsați-le așa un minut, două să se înmoaie și după mâncați și îmi spuneți voi mie
Dacă s-a terminat sau nu șmecherea. Îmi spuneți voi mie dacă nu mâncați și a doua și a treia oară și a patru oară și a cincea oară. Hai să zicem aici, badane, ca să-ți pulberții visele și așa cu ce băgai tu în tine. Bă, 80, și mâncam din astea 80 de grame. Dimineață. 80 de grame. Cel mai mult până acum. Băi, vă zic eu acum, sincer, n-am mâncat niciodată. Mai bine mâncați doar lapte, deci atât nu mai faceți cum v-am spus eu acum 80, 3 secunde. 80 de grame, băi. E mult rău, mâncați așa. Ia vezi, se vede? 10, 80. Cât jumătate de pahare, nu? Cam asta e treaba, tată. Cel mai mult de până acum. Bine, hai, odată așa puteți încerca cum v-am zis eu, dar după aia nu mai, nu mai. Măcar așa de curiositate. Da, încercați și le-a plăcut. Da, nu mai încercați, rog, nici nu știu ce să mai zic acum. Să mergem direct pe Ferrero Rocher. Țineți cont dacă mâncați toată cutia asta, nu doar o, una din asta, o din asta așa, da? Cutii. Un fursec din asta mic. Bun, avem toată cutia. 80 aici. E mic, gen și mănânci lejer 3-4 când mănânci. 80, doamne, uite. Deci astea două, acum una după alta, au venit cu 80 cu 80. Au venit direct, au consumat punga asta, da. Era să zic de mălai, de zahăr. Păi dacă am venit cu Ferrero, mergem pe Rafael, o să vedem. Bă, pe erai fan cu astea? Da, astea, era mai fan Rafael decât Ferrero. Înseamnă tu le-ai luat pe astea? Pe astea da. Ah, le am luat eu? Da, 50. A, bine, are și ăsta, dar față de la 80. Ăsta era cu mai multe nucă de cocos, cu tare... Să vezi, da? 50, da. 50. Stă mai bine decât Ferrero. Cam asta e. Stă bine, nu? Da. E mai ok. Pă ceea ce mânca Danu și vă spun el acum, dacă nici eu știu că mi-a zis înainte când le-a luat pe drum în povestea de astea, eu vă zic dacă minte acum. Era o pungă din aia mare, mai mare, nu știu la cât gramaj din ăla avea. O luam și o puneam în spatele laptopului sau lângă monitor acolo jos, dacă aveam calculator înainte. O puneam jos la monitor și, ca și băgam mâna în continuu. Bă, nu termina mâna din gură, băgam mâna iar duceam mâna în gură și tot așa. Era. Hai să vedem, n-avem pungă din aia mare, n-am găsit, pentru că Danu a zis că îi trimiteau ai lui din Italia. Da. La noi doar așa am găsit la dimensiunea asta, dar hai să presupunem că asta oricum o mănânci în 3 secunde. 45 de grame. La pungă mică, imaginați. La pungă mică, dar ce băgam un pungoi din ăla care era cel puțin dublu. Se vede, da? Are ceva dacă mă trebuie. Este. Sincer să vă zic, și acum când am problema asta cu stomacul, mai am eu așa câte una, două. Mai scapă. Că multă lume mă întreabă, frate, și acum dacă toți suntem la asta, vă și răspund dacă ați ajuns până aici cu clipul. Mă întreabă lumea dacă mai am probleme cu stomacul. Ideea este că probleme mai am în sensul că o să am de acum mereu. Adică eu trebuie să țin așa un regim mai mereu. Nu e ca și cum îmi treci și revin după aia și mănânc toată viața mea tot ce vreau eu. Doar că pot să mai gust așa câte ceva. Adică uite, de exemplu, eu genul asta pot să mănânc azi, asta e și ceva, e o cantitate mai semnificativ, să zic așa. Exact, mai puțin. Adică, uite, dacă mi-e poftă de puțină ciocolată, n-aia pot să rup și eu o bucățică așa. Problema era că eu mâncam, cam am zis, două din alea mâncam odată. Dacă aș mânca una din aia întreaga astăzi, mă ia stomacul rău. Okay. Asta e 12 grame aici, eu zic că e bine. E bine, adică na, cam două așa cred că ar fi limita. Tocmai asta era și la mine problema, înțelegeți? Mâncam multe prostii din astea așa și nu mai am voie să mănânc prăjel, deci absolut cu prăjela eu deloc, adică pulpe prăjite ce-mi plăcea mie cel mai mult. Tot ce-i prăjit în ulei și în asta. Eu am acum acasă un, cum îi zici, oală din aia, habar n-am, un air fryer din ăla, care îmi pun fără ulei, îmi fac totul fără ulei, adică poți să mănânc și cartofi, dar să fie fără ulei, poți să mănânc și friptură, dar să nu fie gras, tot, să ai putresimii din aia, așa, tot să fie la abur, la din asta făcut, știi, fără prăjeală. Da, nu știu că mănâncă din astea. Îmi plac chestiile cu lămâie, așa, gen, multe chestii care îmi plac. La un din ăsta întreg, dacă mâncai toate astea. 64,6. 64 de grame. Nu știu cum se pare mult acolo, dar ți-am zis, gândește și pe ăla îl mănânci în 4 zile. Vezi, stai așa că sunt unii care mănânc într-o oră, dacă se pot, am 10 minute. Mereu mi-a plăcut ciocolata cu rom. Ciocolatica cu rom. Big like. Tare 16 grame. Cam asta-i. 16 grame, cam asta-i treaba. 16 grame aici. Avem aici, la pachetul de Oreo, avem 25 de grame. 25? Cum ți se pare? 4 din aia, oricum mănânci un pachet odată. Deci? Acceptabil. Acceptabil, da? Pe tine te-am văzut mâncând din ăsta. Da, eu nu prea am fost fan. Da, mâncam înainte, acum în ultima perioadă n-am mai mâncat. 48 de grame avem. Bă, e o leacă pentru niște bombonele. Că nu mai am răbdare.
Lăsăm. Am stat cât am stat. Acum rețineți. Calculăm ca și cum ai mâncat tot borcanul ăsta și tot borcanul ăsta. Da. Nu că mănânci tu o clătită și spui pe o clătită sau o felie de pâine, da? Ca să ne înțelegem. Dar să presupunem că, nu știu, ești nemâncat, n-ai văzut în viața ta și ai prins un din ăsta și dacă l-ai mâncat pe tot odată. 252 per borcan. Am terminat-o pe asta și avem 224 până acum. Mamă, cât ești, ține cont că e pahar mare, mare, e pahar mare, adică uite puțin. Dacă te uiți alea că dacă pui pahar pe din coace, în ăsta. Dacă pui paharul de zahăr în borcan de Nutella, e... Uite aici. Păi nu, lăsăm așa. Asta e așa, odată. Iar la finete avem 216. Deci cam asta e. 216, așa arată. Aș vrea să menționez un lucru. Ia, să vedem ce ai de menționat. Deci ăsta cu ăsta borcanul aici de Nutella are 450 grame exact și ăsta are 400. 400. Deci ar mai fi venit încă la 50 grame, cred că erau pe acolo, dacă mă întreb pe mine. Da. Nu? Da. Cred că erau cam egale. Da. Zic eu. Care ești fan mai mult, Nutella sau finete? Mai mult Nutella, sincer. Nutella și eu. Nutella? Dai seama, da. Da. Hai să mergem cu Nutella, dacă tot am avut și au fost aici. Biscuițe ăștia de la Nutella. 68 de grame. 68? 68 de grame la toată punga. 68, cam asta, așa. 68 de grămuțe, ia să vedem și mie cântarul. Ia vezi. Proba da, cântarului, 68. Da? 68. Da. Bă, gândește că e cu Nutella, frate, dar Nutella e dulce, rău, adică n-avea cum să aibă 10. 140 de grame la punga aia mare, de 400. La punga asta de 400. Da. Băi, da, e turte dulce, aia frate. Aia vreau să zic exact, băi, ținem cont că se numește turte dulce, bă, deci e dulce. Trebuie da? Să aibă, da. Are și până și numele. 140, da? Are o leacă de zahăr. Are, are ceva, da, ți-am zis în cont că să și numește și spune direct, da? Păi și asta ultima aici, care nu prea stă pentru că are... Ia uitați-vă ce nu ce... are, de fapt, are foarte puțin zahăr din ăsta. Da. Acum, doamne, vreau să le dai tu un cadru așa, bam, bam, la fiecare, ia ca să vadă și exact. La turtă dulce, cam așa stă treaba. Raffaello, Ferrero, Viva, care în parte. Chipsuri, mama, aici finete, s-a ajuns la grei, greilor. Da, Nutella, M&M's, ce Oreo, KitKat, Haribo. Continuăm cu Kinder Cars, Lion, da. Snickers avem frumos, Mars, Twix, Milka, bineînțeles, Kinder în spate, cu rom, ciocolată cu rom, Alfers și trecem în primul rând, avem 7 Days Nesquik, Kinder Bueno, Bounty, Kinder Eugenia și biscuiții Nutella. Cu Nutella. Bineînțeles și bineînțeles, dacă o luăm așa, cred că ar trebui să excludem puțin asta cu chipsurile, pentru că nu sunt dulciuri. Nu prea cu dulce așa, da, nu-i dulce. Mine, știi? Adică asta ar avea cel mai puțin, dar nu cred că ar fi, n-ar fi corect. Deci asta nu o luăm în calcul. Păi în rest, ce avem noi aici, adică ca să ne înțelegem, da? Doar ce avem noi aici în cantitatea asta. Păi l-am descoperit pe cel mai mic. Cel mai mic Nesquik ăsta, da, avem 6 grame parcă odată, ia ține-o da, tu pe ăsta. Da, deci ăsta odată, 6, cel mai puțin, 6 grame parcă. Aici, care nu se vede absolut deloc. Și cel mai mult și cel mai mult, eu leagă bătălia aici, deși ai zis tu, una ai 450 grame, una cât avea, 400. 400, da. Deci mai mult cu 50 grame, dar ținând cont că am zis că ce avem aici, deci pe primul loc Nutella. Ar lua o Nutella direct. Nutella la 252 deci de grame de zahăr. Uitați-vă o leagă, ce. Cam asta e. Deci cel mai puțin care abia se vede, nici o lingură, nici jumătate de lingură de zahăr și aici jumătate de pungă de zahăr. Vorba bine, am exagerat, dar mă rog, e mult. V-am zis, fiecare mănâncă, face ce vrea. Eu nu sunt aici ca să vă zic vouă, bă, nu mâncați aia, nu faceți aia sau am ceva cu vreun brand de aici, absolut nimic. Pur și simplu e un experiment pe care l-am văzut. La vremea noastră fiecare l-a consumat pe fiecare în parte. Nu există, și eu v-am zis, încă mai gust și eu câte puțin din unele, în limita în care pot pentru că știți problema mea. Dar cam asta e treaba, am văzut și eu pe TikTok și am făcut cu sucuri și voi mi-ați spus în comentarii, Bogdan, cum ar fi să faci cu dulciuri. Apăsați și voi butonul de like acolo în forță să facem 50.000 de like-uri. Mi se pare că putem să facem la seria asta. Bogdan, Danu, iar noi ne revedem bineînțeles la următorul vlog. V-am pupat, pa, pa!